la vârsta de 12 ani, când a vândut primele iconițe, s-a dus cu ele la obor, întinse pe o hăinuță de-a lui și a vândut, spunea, veneau femei și bărbați săraci, dar îmi cumpărau iconițele pentru că, spuneau, sunt făcute de copil cu suflet curat. Cu primii bănuți s-a dus la mama acasă și nu poate uita nici până la sfârșitul zilelor cât de emoționat a fost mama și cât de fericit a fost el că a putut să ducă primii bani câștigați cu mânuțele lui. Aceste prime iconițe le-a făcut noaptea, seara, pe ascuns. Și mama n-a știut de unde a făcut el rost de bani, îngrijorată l-a întrebat și i-a mărturisit. Apoi a fost la acest Anton Cladec, un fel de ucenic, după 2 ani a plecat, dar acesta îl punea și pe el și pe fratele lui cel mare, Gheorghe, să îi legene copiii, să pe lângă amestecul de culori pe care le făcea la diverse treburi casnice, da. Așa. Ce să spun? Apoi a plecat, a putut pleca și în străinătate și a făcut studii cu ajutorul unui fond de la domnie de atunci. Cert este că, bolnav fiind de plămâni și negăsindu-se medicamente pe acea vreme, i s-a recomandat din partea medicului Câmpina, ca având o climă foarte dulce, așa, și aici a îndrăgit atât de tare că nu a mai plecat. A murit la 21 iulie 1907, la ora 4 după amiază. Avea puțin prieteni, gen Barbu Ștefănescu de la Vrancea, la Huță, care îi a fost până la urmă și cuscru, băiatul domnului Grigorescu, Gheorghiță, s-a căsătorit cu una din fetele lui Vlahuță, Caragiale, și dar foarte puțin prieteni. Era foarte, da, puțin, dar buni. Spunea acela de la Vrancea în memoriile sale că atunci când venea domnul Grigorescu la tata, la Barbu Ștefănescu de la Vrancea, acesta cu biroul plin de dosare, pentru că era avocat, când era anunțat Grigorescu, spunea, tata se scula de la biroul lui, se ducea, îl întâmpina și săruta mâna care picta atât de frumos. Asta în semn de prețuire, cât de mult îl prețuia pe Grigorescu ca pictor. Așa cum am spus, la 21 iulie 1907 a murit, la 4 după amiază. A fost așa, a cerut în testament să fie îngropat foarte slab, foarte modest, așa. Șteo Iosif i-a făcut o poezie în acest sens și am să citesc prima și ultima strofă. Eu o știu pe de rost, dar datorită emoțiilor mai bine să nu o stric. Se leagă-ne în pasagale, un mândru car purtat de boi, te duc pe neînturnata cale și spalbi ca neaua amândoi. Și acum, când carul se oprește și plâng tălângile pe col, natura parcă retrăiește cel mai din urmă al său tablou. Cam atât despre Grigorescu. Bravo.